Vă salut, dragii mei, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Vavi Pigeon Loft. Astăzi vreau să vă prezint un porumbel sosit de la maratonul Jilhava, maraton care a avut loc acum 10 zile, deci ne aflăm în data de 6-7-2019 și maratonul a avut loc pe data de 25-6, după 10 zile, acest mascul de 2016 s-a întors acasă. O să vi-l arăt mai de aproape și ne bucurăm foarte mult pentru sosirea lui. Este un porumbel care are maratoane în urmă, are norma la fond acum un an. Este un porumbel care îl așteptam în timp să se întoarcă de la maraton, dar se pare că i-a fost greu și astăzi l-am găsit în crescătorie, în boxa lui. O să vi-l prezint în amănunt imediat, după cum vedeți, se vede timpul petrecut, a lăsat ceva urme pe el. Și o să vi-l prezint mai de aproape și pe fișe să vedem unde a fost. Deci acesta este masculul reîntors de la maratonul Jilhava după 10 zile. După cum vedeți, timpul a lăsat un pic de urme pe el, dar s-a întors acasă. Se vede că a avut zile grele, dar acum aș va reveni și vom pune în continuare bază pe el. După cum vedeți, haideți să vă arăt și seria lui, să confruntăm fișa. 88-02-47, un mascul de 2016, după cum v-am spus, mascul care are acum un an norma la fond, are maratonul de la Nașod, unde de asemenea a fost foarte greu. Și după 10 zile a ajuns cu bine acasă. Bravo, bătătele! O să ne uităm și pe fișă, să vedem exact despre ce e vorba și cum v-am spus. Deci avem pe fișă maratonul Jilhava, da? 27-6 și ne aflăm în data de 6 astăzi, deci 10 zile, un maraton la 950 de kilometri, 960 aproape la noi în crescătorie și avem 88-02-47. Îi punem un ok, singurul mascul angajat la acest maraton. Ne bucură sosirea lui acasă. Chiar mai așteptăm și din ceilalți care sunt la drum. Acum masculul se va recupera. Uitați-vă cum arată după atâta timp petrecut pe drum, caniculă și tot. Caută la mâncare. În principiu, masculul este bine. Vavi Pigeon Loft a fost canalul de YouTube pe care ați urmărit acest filmuleț. Abonați-vă, distribuiți postările mele. Doresc vânt în pene tuturor columbofililor și porumbeii să se întoarcă acasă și să ne bucurăm de ei. La revedere, prieteni, zi frumoasă!